Bună ziua tuturor! Ca de obicei, după ședința Guvernului, venim în fața dumneavoastră cu informații despre activitățile Guvernului și deciziile luate în cadrul ședințelor Guvernului. În primul rând, vreau să spun că Guvernul nu asistă cu indiferență la creșterea alarmantă a prețurilor unor produse importante și analizează toate soluțiile constituționale și funcționale pentru a combate specula și comportamentul necinstit al celor care vor să-și multiplice profiturile pe seama consumatorilor și a economiei naționale. Suntem într-un proces continuu de identificare a celor mai bune soluții pentru asigurarea produselor esențiale pentru populația țării noastre la prețuri corecte. Măsurile adoptate în ultima perioadă, ați văzut, a stabilizat anumite prețuri, în special în ceea ce ține de alimentele esențiale incluse în lista alimentelor cu adaos comercial limitat. Prin măsurile pe care le aplicăm, noi încercăm să protejăm atât economia cât și cetățenii noștri și, în special, suntem preocupați de specula ocazională. Aici eu am un apel către toți agenții economici. Au trecut timpurile când principalul obiectiv era îmbogățirea rapidă pe orice cale. Acum este timpul de business normal, o afacere care nu presupune supraprofituri pe timpuri când cetățenilor le este foarte complicat. În același timp, trebuie să avem și un grad de solidaritate și să ne asigurăm că există o abordare echitabilă pentru producătorii naționali atunci când este vorba despre anumite oportunități de import. Deci trebuie să existe o balanță între interesele producătorilor naționali și a importatorilor. Mesajul este că Guvernul va monitoriza foarte îndeaproape ce se întâmplă. Guvernul va impune anumite obligații de colectare a datelor ca să fim informați corect despre ce se întâmplă în piață și nu vom ezita să luăm măsurile necesare atunci când analizele noastre vor arăta că prețurile cresc nu din cauza unor evoluții pe piețele internaționale, ci din cauza deciziilor speculative a unor agenți economici. În niciun caz nu vreau să dau vina pe agenții economici de bună credință, care concurează într-un mediu concurențial sănătos, care își desfășoară afacerea cu multă responsabilitate și cu respect față de consumatori și față de beneficiarii produselor sau serviciilor pe care le comercializează. În continuare, vreau să mă refer la câteva decizii luate în cadrul ședinței Guvernului. În primul rând, avem știri bune astăzi, sărbătorim Ziua Internațională a Copiilor și cu această ocazie mai multe autorități în guvern, sub conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, au lucrat mai mult timp pentru a elabora Programul Național pentru Protecția Copilului pentru următorii 4 ani, deci 2022-2026. Prin implementarea obiectivelor din program, care a fost prezentat azi, ne propunem să diminuăm rata sărăciei extreme în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani de la 11,3% cât era în anul 2019, când au fost ultimele date, până la 8,5% în anul 2026. De asemenea, avem în vizor și diminuarea ponderii copiilor care au fost supuși oricărei forme de violență fizică, psihologică, economică sau neglijare.
Acest program național va avea impact și asupra consolidării serviciilor de suport pentru familiile cu copii în situație de risc, astfel încât să crească cu cel puțin 50% ponderea familiilor care au beneficiat de sprijin și în care separarea copiilor de familie a fost prevenită. Astea sunt doar câteva elemente ale programului. Mai mult despre acest program vă îndemn să vedeți în materialele publicate pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și din comunicatul emis de serviciul de presă al Guvernului. De asemenea, tot cu ocazia acestei date însemnate de 1 iunie, am adoptat astăzi oficial și am pus pe agenda Guvernului programul Start pentru tineri, o afacere durabilă la tine acasă. Acest program și mecanismul prin care se implementează acest program v-a fost deja prezentat public 2 săptămâni în urmă de către directorul interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Dumitru Pântea. Astăzi acest program a fost aprobat și astfel guvernul facilitează accesul tinerilor la programe de finanțare a afacerilor. Încurajarea antreprenoriatului înseamnă în primul rând sprijinirea dezvoltării economice, creșterea bunăstării pentru cetățeni și crearea locurilor de muncă. Acest program își propune stimularea spiritului antreprenoriat, încurajarea inițiativelor de afaceri într-o economie modernă, în care tinerii creativi pot crește nivelul de competitivitate, pot să țină pasul cu tehnologiile informaționale moderne și sunt motivați să investească în creșterea economiei, în creșterea numărului de locuri de muncă aici acasă. Programul beneficiază de un buget estimativ de 20 de milioane de lei, bugetul total pe 3 ani constituind 60 milioane de lei, cu posibilitatea de a fi suplinit din fonduri ale donatorilor locali și externi. Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii își propune facilitarea accesului la finanțare pentru cel puțin 100 de companii anual. Vreau să vă spun că guvernul lucrează la reorganizarea Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și va veni în foarte scurt timp cu programe adiționale pentru susținerea antreprenoriatului și în special susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, în această ședință a Guvernului am audiat rapoartele de executare a bugetului public național, de acelor trei componente, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor medicale obligatorii. Am discutat despre executarea înceată și indicatorii joși de executare pentru proiectele finanțate din surse externe. An de an, în Republica Moldova, avem resurse disponibile din proiectele internaționale pentru îmbunătățirea infrastructurii, pentru îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, dar aceste proiecte se desfășoară ani și ani de zile și trec 10 ani până se construiește un drum sau trec 10 ani până apare un serviciu necesar, de exemplu, cum ar fi serviciile pentru copiii care au fost supuși unor riscuri sau unor vulnerabilități. Și sunt hotărâtă ca acest guvern să schimbe această situație și să ne asigurăm că atunci când am putea face lucrurile la timp și să acordăm servicii mai bune cetățenilor, aceasta să se realizeze în practică în cât mai scurt timp posibil. Nu mai putem spune nu avem resurse atunci când sunt resurse oferite din partea donatorilor internaționali, dar ele nu
duc la îmbunătățirea practică a infrastructurii sau a serviciilor statului. Și am aprobat câteva hotărâri importante în ceea ce ține creșterea sentimentului de dreptate pe care atât de mult o așteaptă oamenii, și despre aceste hotărâri îl rog să vorbească pe Ministrul Justiției, domnul Sergiu Litvinenko. Mulțumesc! Bună ziua! Într-adevăr, precum a spus și doamna prim-ministru, guvernul a adoptat astăzi un proiect de lege, inițiativă legislativă extrem de importantă. Proiectul aduce o noutate în legislația procesual-penală prin instituirea unui mecanism de fortificare a instrumentelor de care dispun organele procuraturii în vederea finalizării urmăririi penale, înaintării acuzării și trimiterii cauzei în instanța judecată pentru acele cazuri când aceste acțiuni procesuale urmează a fi desfășurate în absența învinuitului, când acesta se sustrage de la urmărirea penală. Proiectul a fost elaborat după ce am stabilit că în legislație există mai multe deficiențe ale cadrului normativ în vigoare, în partea ce ține de efectuarea urmăririi penale și judecarea cauzei în absența învinuitului sau inculpatului, iar ca urmare a acestui fapt, numeroase dosare de rezonanță nu au o finalitate logică și firească, sunt tergiversate, iar într-un final se sfidează principiile statului de drept. Deci sunt două cele mai importante elemente ale acestui proiect. Prima este situația când persoana se sustrage de la urmărirea penală și fuge din țară, iar procurorul cunoaște locul aflării acestuia. În acest caz, acuzatorul se adresează prin comisie rogatorie autorităților din statul respectiv pentru a fi înaintată acuzarea. După executarea comisiei rogatorii de către statul străin, cauza se trimite în judecată. Vreau să precizez că actualmente finalizarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată nu este posibilă decât dacă învinuitul se prezintă la organul de urmărire penală și este adus în mod silit pentru a lua cunoștință de ordonanța de punere sub învinuire și cu ordonanța și cu acuzarea înaintată, și chiar dacă locul acestuia este stabilit, știm, este necesar de a se iniția procedura de extradare, care, se știe bine, este un proces îndelungat și nu întotdeauna se finalizează cu rezultatul scontat. Și a doua situație, atunci când nu este stabilit locul de aflare a învinuitului sau a fost adresată o comisie rogatorie, însă aceasta nu a fost executată de către autoritățile statului străin din diferite motive. În această situație, procurorul poate solicita judecătorului de instrucție autorizarea finalizării urmăririi penale, deși învinuitului nu i-a fost adusă la cunoștință învinuirea din motiv că acesta s-a eschivat de la urmărirea penală. Procurorul va solicita autorizarea finalizării urmăririi penale dacă învinuitul s-a sustrat de la urmărirea penală, a comis o infracțiune gravă, deosebit de gravă și nu este minor. Deci, judecătorul de instrucții va verifica dacă au fost respectate toate procedurile și poate autoriza finalizarea urmăririi penale și în astfel de situații cauza poate fi trimisă în judecată. Sigur că proiectul conține și garanții procesuale, am vorbit despre ele și în cadrul conferinței de presă la Ministerul Justiției și în cadrul ședinței Guvernului. Ce este important sau unul din principalele elemente ale acestui proiect, dincolo de deblocarea procedurilor care la moment se află într-o situație neclară, este că emiterea sentințelor judecătorești de condamnare pe marginea cauzelor inițiate constituie o premiză și pentru confiscarea bunurilor persoanelor în cauze respective, evident că în situația în care prin sentință s-a dispus lucrul acesta și avem aici un efect pozitiv imediat al proiectului, care ar consta în faptul că se recuperează
bunurile furate sau banii furați, respectiv diminuându-se în acest scop impactul de ordin economic care l-au avut infracțiunile respective față de bugetul statului, față de cetățenii Republicii Moldova. Deci, asta este esența sau cele două elemente principale sau două situații când urmează a fi stabilite soluții, deci este deblocat procesul. Vreau să menționez că Republica Moldova nu este prima țară care instituie astfel de mecanisme. Așa ceva există în România, există în Ucraina, există în Georgia, există în Franța. La elaborarea proiectului s-au luat în considerație standardele internaționale, recenta decizie a Curții Europene pentru Justiție a Uniunii Europene și respectiv proiectul dat este unul care cu siguranță va aduce plus valoare în cei ce se referă la combaterea corupției și recuperarea banilor furați. Mulțumesc, asta în linii mari am vrut să vă relatez. Dacă sunt întrebări. Eduard Maciac, Portalul Politic. Doamna Gavriliță, vreau să vă întreb, pe lângă ceea ce ați menționat legat de inflație, care este în opinia dumneavoastră cauza, totuși, în afară de faptul că ați menționat că există probleme, poate pe lanțul de aprovizionare, se multiplică această inflație, guvernul are așa o viziune, totuși, care ar fi cauzele, de ce noi avem o inflație atât de mare în regiune comparativ cu alte state? Am vorbit despre acest lucru și cu alte ocazii, deci este vorba despre structura economiei, este vorba de prevalența importurilor, creșterea prețurilor la nivel internațional pentru produsele alimentare, combustibil, produsele energetice și materia primă, creșterea prețurilor pe lanțul logistic. Și deci toate acestea împreună au generat șocuri multiple asupra economiei Republicii Moldova, care s-au suprapus în perioada ultimilor luni. Și acum vedem accelerarea inflației, de fapt, și în statele Uniunii Europene, de exemplu, în ultima lună, în Estonia, inflația a fost de 20%. Dacă întrebați cetățenii noștri din diaspora, vă vor spune că și pe ei îi deranjează creșterea prețurilor la combustibil, la produsele energetice, la produsele alimentare. Noi mai avem și problema concurenței și mesajul meu astăzi este în special legat de creșterea prețurilor în acele domenii unde comparația cu prețurile în țările partenere comerciale nu arată indicatori obiectivi pentru creșterea prețurilor și unde există semne de înțelegeri de cartel sau concurență neloială. O altă întrebare referitor la decizia de ieri a regulatorului, Agenția Națională de Reglementare Energetică, a acceptat, să spunem așa, un tarif de 18,61 lei de bani pentru gazul importat. Vreau să vă întreb dacă, într-o perspectivă mai apropiată sau mai îndepărtată, aveți de asemenea un plan pentru a susține, eu știu, populația sau agenții economici care întâmpină anumite costuri destul de mari, peste 18 lei costă gazul deja. Într-adevăr, în toamna anului trecut am adoptat mai multe decizii pentru a susține gospodăriile casnice și agenții economici în tranziția spre aceste tarife crescute datorită acestei crize energetice pe plan internațional. Am auzit astăzi raportul despre executarea bugetului. Am cheltuit circa 3 miliarde de lei pentru aceste programe de compensații în perioada rece a anului. De obicei, în perioada caldă anului, deci vara, prețurile scădeau.
noi vedem că criza energetică pe plan global continuă. De aceea, îndemnul meu, și am vorbit despre aceasta de mai multe ori, este ca fiecare gospodărie, fiecare agent economic și fiecare primar să se gândească la programe de eficientizare energetică. Am văzut exemple foarte bune de localități unde investiția în eficiența energetică a dus la economisiri semnificative în această perioadă a tarifelor crescute. Noi, guvernul, am venit deja și vom continua să venim cu programe pentru a susține afacerile, pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Vom orienta resurse adiționale pentru satul european, pentru proiecte de eficiență energetică în localități, dar acest preț crescut trebuie să se transforme și într-un alt fel de consum. Trebuie să înțelegem că noi nu suntem producători de energie și împreună instituțiile statului, autoritățile naționale, autoritățile locale, agenții economici, gospodăriile casnice, trebuie să ne pregătim de iarna care vine și să schimbăm structura consumului. Evident că noi, între timp, lucrăm și la programe care ne vor ajuta, dar ele sunt programe pe termen mediu și lung. Dacă este să vorbim, de exemplu, despre interconectarea liniilor electrice, dacă este să vorbim despre creșterea investițiilor în regenerabile, aici avem probleme cu mecanismele de balansare și evident că odată cu creșterea acestor tarife, noi analizăm posibilitatea susținerei țintite a celor care au nevoie de susținerea statului într-o perioadă de tranziție. De aceea vom examina necesitatea susținerii unor agenți economici care depind de aceste deci unde tariful la gaz sau cheltuielile pentru gaze naturale sunt centre importante de cost. Și după cum am mai anunțat, pentru perioada rece a anului lucrăm la un nou mecanism de susținere a gospodăriilor casnice vulnerabile din punct de vedere al accesului la energie. Da, intenționează guvernul anul acesta, până la încheierea acestui an, să revadă unele clauze cu Gazprom. Pentru că unele state europene, observăm, renegociază aceste contracte cu gaz la un preț poate mai avantajos. Dacă aveți intenție să discutați cu furnizorul schimbarea unor clauze. Discuțiile cu furnizorul au loc, inclusiv prin intermediul Consiliului de Administrare și sunt făcute solicitări. După cum vă amintiți, deși am avut anumite clauze ce țin de audit, efectuarea acestui audit nu a fost posibilă. Continuăm să discutăm. Continuăm să discutăm și pe alte clauze a contractului și vedem dacă este deschidere pentru renegocierea lor. În același timp, analizăm și elaborăm programe alternative de acces la energie pentru cetățenii noștri. Puteți să ne spuneți cu cât Moldova procură la ora actuală, la ce preț procură energie electrică din Ucraina? Ați decis că și pentru luna viitoare veți păstra acest tarif, deci mixt, cumpărăm de la Cuciurgan și din Ucraina. Ne interesează pentru că în presă apar informații cu cât Moldova procură energie electrică din Ucraina. Înțeleg că în contractele încheiate există o clauză de confidențialitate.
dar ați văzut comunicarea domnului vicepremier Spânu ieri. Prețul mediu a scăzut în comparație cu luna trecută aproximativ cu 2 dolari, deci am reușit să obținem un preț mai bun decât luna trecută. Și o întrebare pentru domnul ministru al Justiției. În spațiu public a apărut astăzi o listă de magistrați care urmează să fie confirmați de către președintele statului până la atingerea vârstei sau plafonului. Vă întreb, domnul Litvinenko, cum ați văzut această listă? Acolo sunt și magistrați care au și probleme de integritate, sunt și magistrați mai onești. În general, cum comentați această informație care a apărut astăzi? Bine, în primul rând nu știu la ce listă vă referiți. A fost o situație când peste 40 de judecători erau într-o situație inedită, când expira, pe de-o parte, termenul de 5 ani de funcții și totodată nu aveau evaluările necesare pentru ca să fie propuși pentru confirmare către președinții de partea Consiliului Superior al Magistraturii. Noi, Ministerul, am venit cu acea inițiativă legislativă prin care am permis ca, într-un final, acești judecători să ajungă la președinte pentru confirmare sau, după caz, respingere. Deci au fost, înțeleg, 40 judecători prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii au fost transmiși către președinte pentru confirmare sau respingere. Și din ceea ce am reușit eu să văd din comunicarea cel puțin a purtătorului de cuvânt a președintelui, au fost respinse anumite candidaturi pentru confirmarea până la plafonul de vârstă. Deci asta înseamnă că mingea se întoarce la CSM, noul CSM va trebui să ia decizia finală conform legii, în situația în care Consiliul Superior al Magistraturii aprobă candidatura respinsă de președinte cu votul a două treimi din membri, președintele este obligat să semneze decretul de numire a acestui judecător în funcții. Apanajul președintelui este expus foarte clar în lege și este dreptul președintelui de a confirma sau de a respinge dacă există informații cu privire la anumite incompatibilități a persoanei respective în raport cu calitatea, statutul de judecător. Da, această procedură ați spus că va ține de competența viitorului CSM deja sau actualului, pentru că ar putea să dureze procedura viitorului Consiliu, pentru că a fost adoptată o hotărâre a Curții Constituționale care a explicat care sunt competențele actualului Consiliu Superior al Magistraturii în această perioadă provizorie sau de tranziție până la alegerea unui nou Consiliu Superior al Magistraturii. În principiu sunt atribuții de administrare mai mult și mai puțin decizii care țin de cariera judecătorilor. Deci actualul CSM are atribuții limitate în ceea ce privește cariera judecătorilor. Vă mulțumim! O zi bună!